Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă întâlnire în curtea școlii, la finalul primei săptămâni din anul școlar 2020-2021. Un an școlar despre care știam cu toții că este un an al schimbării, un an în care va fi necesar să ne adaptăm, un an în care va trebui să fim flexibili, dar în același timp să respectăm și reguli. Cu toate că știam că este un an al schimbării, se pare că prima săptămână de școală a venit cu suficiente schimbări cât să-i bulverseze pe foarte mulți. Pentru unii schimbările au părut neașteptate și mă refer nu doar la faptul că peste noapte, de la o zi la alta, s-au schimbat scenariile din galben în roșu pentru câteva școli din județul Suceava, ci la faptul că părinții au părut, spre exemplu, surprinși că nu mai au voie să treacă de porțile curții școlii, la faptul că profesorii au părut, unii dintre ei, oarecum surprinși că, da, trebuie neapărat să predea în spațiu online, la faptul că părinții au părut oarecum surprinși de faptul că cei mici vor fi obligați să respecte regula aceasta cu purtarea măștii. Deci o primă săptămână cu destul de multe mirări, cu destul de multe surprize pentru unii, deși, așa cum spuneam, lucrurile oarecum au fost prezentate chiar cu o săptămână înainte de a începe anul școlar. Pe de altă parte, așa cum am mai spus și la prima întâlnire în curtea școlii, atunci când a fost prezent domnul inspector general adjunct, domnul profesor Pui Ioan, lucrurile ar fi putut să se organizeze un pic mai din vreme, mai din vară, cred eu, și pentru profesori, și pentru părinți, și pentru copii, astfel încât să nu pară așa doar niște informații care nu vor fi puse în practică, ci să pară lucrurile chiar pe bune și să nu ne mai mirăm atât de mult. Revenind la ziua de astăzi, da, la final de prima săptămână de școală, ne este clar, anul acesta școlar va fi un an al schimbării. Schimbare care dintotdeauna a provocat sentimente din cele mai diverse, de foarte multe ori a dus și la progres, nu doar la teamă, la blocaj. Încercăm astăzi, în întâlnirea din curtea școlii, să vedem cum putem să ne găsim echilibru, dacă se poate, într-o lume a schimbării, lume a schimbărilor nu atât de asemănătoare cu cele care erau până acum, pentru că niciodată lumea nu a fost complet previzibilă, schimbarea a fost bună și așteptată, dar nu de acest gen. Deci încercăm să căutăm soluții, să găsim căi pentru asta în echilibru, noi adulții, și de a ajuta și pe copii să găsească echilibru într-o lume a schimbării, fără a căuta rețete magice, pentru că pe acestea le găsim doar pe anumite pagini, să spunem așa, de internet, ci doar de a sugera diferite modalități și pentru a găsi căile, să spunem așa, pe care părinții sau bunicii sau profesorii le pot urma. Am invitat în curtea școlii un specialist, pe doamna Doina Maria Schipor, psihoterapeut, conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe ale Educației, de aici, de la Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare. Bine ați revenit în curtea școlii! Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că pot fi în curtea școlii, măcar simbolic, pentru că în realitate nu mai avem voie să intrăm acolo. Dar iată, putem să dezbatem ceea ce se întâmplă în curtea școlii și să analizăm tocmai pentru a găsi, așa cum spuneați, mai mult echilibru, mai multă armonie în viața noastră, chiar și în aceste condiții în care, da, schimbarea uneori bulversează și creează modificări neașteptate în viața noastră.
Da, mă gândeam că dacă până acum, spre exemplu, profesorii în prima săptămână de școală, diriginții, învățătorii organizau ședințe cu părinții și puteau să stea de vorbă, să le prezinte așa pe îndelete ce se va întâmpla în viitorul an școlar, anul acesta nici întâlnirile cu părinții nu au mai fost la fel, pentru că, iată, nu au acces în curtea școlii, s-au realizat în spațiu online. În schimb, opinii ale părinților vis-a-vis de ce s-a întâmplat, iată, doar în câteva zile, pot fi citite în diferite locuri în spațiu online și nu sunt dintre cele care ar putea dovedi echilibrul. Și cea mai mare problemă e cea legată de purtarea măștilor. Și aș vrea să începem cu acest subiect, pentru că sunt mulți care afirmă faptul că cei mai mici, nu știu dacă și cei mari, o să ne spuneți dumneavoastră cum ar putea să afecteze la diferitele categorii de vârstă purtarea măștii. Cei mici sunt destul de afectați de faptul că ei poartă mască și petrec 2 ore și jumătate în cazul celor mici, mai multe ore în cazul celor mari cu mască în sala de clasă și de faptul că și profesorii din fața lor poartă mască. Da. E o schimbare, într-adevăr, e prima cu care ne confruntăm când intrăm în școală, purtarea acestei măști și de către copii și de către profesori. Purtarea măștii este un fapt, nu putem să îl înlăturăm. E o situație cu care ne confruntăm și trebuie acceptată ca atare. Și fiind o situație, sigur că primim această situație cu diferite moduri de a interpreta situația în sine. Pentru că, da, e clar, nu putem schimba situația, însă putem schimba modul în care privim situația respectivă. Adică ce înseamnă această mască pentru noi? Pentru că, da, ea poate însemna pentru unii o protecție reală, simt nevoia să se agațe efectiv de această mască pentru a se simți protejați. Pentru alte persoane, masca, așa cum spuneați, este un impediment. Simt și probabil că da, e firesc ca să apară acest lucru la copii, simt că expresia lor emoțională nu este transmisă, nu primesc expresivitatea emoțională a celorlalți și din acest punct de vedere, masca este interpretată negativ. Da, sigur, putem să mergem, se creează un continuum de atitudine față de mască, de la refuzul complet al măștii, e complet rău, e nedorită, e așa, are efecte extraordinare, sunt tot felul de argumente și din zona aceasta emoțională care ne privește mai mult pe noi, dar poate că și din zona medicală s-ar putea medicii să susțină și această perspectivă, respirația celor mici care este cu o frecvență mai mare ar putea să fie cumva împiedicată, da? Pe capătul celălalt al continuumului, masca este dorită, căutată, chiar păstrată tot timpul ca să creeze protecție. Da, e adevărat. Unde ne situăm? Cum interpretăm masca? Contează foarte mult punctul de vedere pe care îl agreăm. Sigur, dacă găsim pe rețelele de socializare un punct de vedere cu argumente pentru o parte a continuumului, vom merge spre acea parte. Dacă găsim mai multe argumente în partea cealaltă, vom înclina balanța în partea cealaltă. Important este însă să putem să găsim un echilibru. Sigur că nimănui nu cred că e cineva care o să-i placă cu adevărat să poarte această mască. Ea spune că există o categorie așa mai micuță, adolescenții, atunci când își pun masca care arată și într-un anume fel. Da. Chiar sunt încântați astăzi la ieșirea dintr-o școală. Am întâlnit un grup de adolescenți cu care mă cunoșteam cu masca pe față, deși eram în spațiu deschis. Da. Și am întrebat de ce, că erau tocmai, ieșeau de la ore. Pentru că nu ne deranjează, pentru că ne place. Da, iată, și-au construit un punct de vedere propriu referitor la masca respectivă. Probabil că au în spate, la un moment dat, vor găsi și modalități de a o decora, de a o utiliza și în alt scop, nu numai în cel de protecție. Și, de fapt, atitudinea față de mască depinde foarte mult de informația pe care o pun în spate pentru a interpreta această situație. Da? Voi purta mască, pot să am o atitudine
pozitivă, dacă în spate am informații care îmi spun e bine, e nostim, iată cazul acestor adolescenți, e chiar ne poate defini această mască, sau din contră pun în spate informații negative. Masca blochează respirația, blochează expresivitatea, nu am acces la expresivitatea celuilalt și alte argumente. Important este ce alegem. Asta este extraordinar, că psihicul uman poate să aleagă din acest continuum un punct pe care să se așeze și din care să privească spre această mască. Suntem liberi, fiecare dintre noi, să agrem un punct sau alt punct de vedere, dar trebuie să ne asumăm faptul că alegând acel punct de vedere vom accesa și consecințele respective. Adică dacă vom dezvolta o atitudine negativă față de mască, vom simți noi, nu altcineva, tensiune. Tensiunea va fi la noi. Noi vom simți tensiune de câte ori ne vom pune masca pe față. Dacă noi ne cultivăm o atitudine pozitivă față de mască, probabil că ne vom simți chiar bine, cum e cazul acelor adolescenți care ieșeau și în spațiu deschis și la un moment dat se și definesc prin această mască. De ce nu? Da, deci contează foarte mult ce punct de vedere alegem. La urma urmei, alegerea noastră și avem o mare libertate interioară de a alege cum interpretăm situația purtării măștii. Dar nu și purtarea măștii, cel puțin în interiorul școlii, copiii, dacă e să luăm așa deciziile la nivel național, sunt obligați să poartă masca, să poarte masca. La fel este și cazul profesorilor, deci nu mai este o opțiune. Nu e opțiune. Și atunci mă gândesc că e foarte important felul în care copilul pleacă de acasă. Ați spus cu acea opțiune exact. Pe care ne alegem de ce capăt al continuului ne poziționăm. Copilul poate fi ajutat să este influențat. E clar că este influențat de părinți, de familia lui. Da, el uneori nu alege în totală libertate, ci el este așezat uneori, poziționat foarte bine de ceea ce spun părinții sau ce spune familia. Și de aceea, într-adevăr, pentru copii această libertate poate fi ușor limitată, dar să nu uităm că ei vin la școală unde întâlnesc comunitatea de copii, întâlnesc comunitatea educativă din școală, care poate să schimbe atitudinea față de mască. Mă gândesc doar, eu știu, găsind modalități prin care, iată, ne decorăm masca și afișăm un zâmbet, da? Sau găsim alte căi prin care schimbăm această atitudine față de mască. Înțelegem că în felul acesta, da, poate nu mă protejează pe mine, dar pe ceilalți îi protejează. Și dacă ne protejăm unii pe alții, a construi această atitudine empatică la copil. Da? Ție ți-ar plăcea dacă cineva este bolnav să poarte mască ca să nu-ți transmită ție virusul. Deci hai să purtăm cu toții. Da? Mască, poartă-o și tu, o purtăm cu toții ca să ne protejăm unii pe alții. Deci grija aceasta față de celălalt e cea pe care ar trebui școala să o cultive. Port mască pentru că vreau să-l protejez pe celălalt așa cum și eu îmi doresc să fiu protejat. Este și un slogan, nu, care circulă acum, să fie cei mici și nu numai cei mici, să fie eroi, nu? Da, eroi da, cu mască. Numai că, așa cum spuneam, nu întotdeauna este chiar atât de simplu, mai ales atunci când trebuie să porți o perioadă un pic mai lungă. Da. Și aici cred că părintele are un rol important să explice prima dată de ce, pentru a-i proteja pe ceilalți, pentru a se proteja pe ei înșiși, dar în același timp și atitudinea profesorului, dacă un copil, să spunem, la un moment dat mai uită să țină masca, o mai trage în jos, reacțiile cred că ar trebui să fie, acum zic și eu cred că ar trebui să fie, dar profesorul trebuie să dovedească până la urmă empatie și să-l ajute să înțeleagă mai bine regula sau cum e de făcut și fără a ridica tonul. Da, într-adevăr, e vorba de o regulă aici și de cum ne poziționăm față de regulă. Da? Pentru că e o regulă și ca orice regulă, ea deocamdată nu are consecințe. Adică ce îi se întâmplă unui copil care refuză să poarte masca? Da? Dacă un copil își dă masca jos, ce consecințe are nerespectarea acestei reguli? Da? De aceea cadrul didactic este cel care vine să compenseze faptul că nu e o consecință, nu poți să
îl dai afară din școală sau, da, ci poți, așa cum a spus, să îi atragi atenția, însă contează foarte mult cum o faci. Da, adică este foarte important să existe o atitudine pur și simplu de informare cu privire la nerespectarea unei reguli. Da, pentru că atunci când ne raportăm la o regulă, noi ne putem raporta din trei stări diferite ale eu-ului nostru, dacă plecăm de la premisele analizei tranzacționale a lui Eric Berne, putem să respectăm sau să păzim respectarea unei reguli din perspectiva eu-ului nostru de părinte și atunci îi spunem, ai grijă că ai încălcat regula, nu e bine, nu se face și venim cu toate criticile corespunzătoare, sau pur și simplu să reacționăm ca un copil, cum îndrăznești să faci asta, reacția eu-ului copil sau eu-ul adult, cel care vine și informează. Am observat că masca ta a coborât ușor sub nas. Cred că ar trebui să meargă la locul ei. Da? Și în felul acesta și atitudinea față de purtarea măștii poate fi mai degrabă pozitivată decât dacă am celelalte două reacții din eu-ul de părinte sau din eu-ul de copil anterioare, care generează de obicei reactanță. Da, adică fie cine, da, de ce îmi spui tu mie că eu trebuie neapărat să port masca, pentru că eu știu că mama, tata mi-au spus și altceva, da, și apare reactanța, sau în partea cealaltă apare iarăși o reacție tipică eu-ului de copil, dar n-am chef. Da, și atunci eu-ul acesta de adult, cel care informează și eventual pune și o zonă ușoară așa, poate de glumă, de degajare, de joc, poate să creeze mai degrabă atitudine pozitivă. Da, despre felul în care îi putem ajuta pe cei mici, dar și pe cei mari să respecte regulile, pentru că așa, cam dintotdeauna unii au spus că ne este mai greu nouă românilor să respectăm reguli, vom discuta după un scurt moment de publicitate.